Consiliul Județean Timiș a adoptat preluarea drumurilor Calea Urseni și Drumul Boilor pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră a județului. Aceste două drumuri care leagă Timișoara de localitățile Moșnița Veche și Urseni, precum și comunele învecinate, de centura din partea de est a Timișoarei, sunt extrem de importante pentru traficul din această zonă, fiind folosite zilnic de zeci de mii de cetățeni. Preluarea acestor drumuri ne va permite să intervenim direct și să îmbunătățim calitatea infrastructurii, aducând astfel un impact pozitiv direct în viața de zi cu zi a timișenilor. Următorul pas este analizarea oportunității și dezbaterea solicitării Consiliului Județean Timiș în plenurile Consiliului Local Timișoara, precum și a Consiliului Local Moșnița Nouă. Consiliul Județean Timiș va continua să investească în dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul nostru, prioritizând zonele cu trafic intens și necesități crescute pentru a asigura condiții de circulație moderne și sigure pentru toți cetățenii, transmite vicepreședintele CJ Timiș, Alexandru Proteasa.